se vorbește de atmosfere frumoasă. Și așa e și la FCSB și la Rapid. Nu, dar eu am dat niște exemple concrete. De acord cu tine. Sigur, totul pare așa un fel, cum să spun, așa cu miros de vanilie, de scorțișoare. Nu, nu ceva. E deloc. Nu. Dar, faptul că Florinel Coman pune mâna pe minge, renunță să mai bată penaltiul și lasă pe Djokovic, pentru că Djokovic avea nevoie de o susținere. Deci asta rezidă din unitatea grupului, din nu știu ce, din toți pentru unul, unul pentru toți. Ei, mai sunt chestiile astea dacă FCSB 5-2 la Sepsi, Rapidul, 3-1 cu CFR. Cum să spun, sunt momente de astea în care totul merge ca pe roate și atunci apare și atmosfera bună. Sigur că atunci când n-o dăm pe arbitraj și pe chestii de astea, la echipele... Fotbalul ar trebui să fie despre fotbal, nu despre... E adevărat. La echipele importante, atmosfera se deteriorează după înfrângeri. Atunci se vede grupul, da, când pierzi vreo 3 meciuri. Ai o șansă mai mare când se deteriorează atmosfera, grupul să te scoată de acolo. Da, așa este. Așa este. După, uite, Robert! Robert! Dacă ai fost atent ieri, cum se bucurau jucătorii Rapidului care erau pe banca de rezerve la fiecare reușită a băieților care erau în teren. Și grupul te scoate în momentele grele. E bine în momentele bune să pui niște legături sufletești la baza grupului, ca acel grup să funcționeze, că nu o să ai tot timpul. Și în momentele rele. Băi, nu o să ai tot timpul. Uite, două victorii pe săptămână, apropo, că nu ești Barcelona. Robert, apropo, eu m-am uitat cu câtă dragoste îl înconjoară jucătorii Rapidului pe acest Rahmani. Corect. Deci, uite-te acum când a dat iară golurile acum cu CFR-ul, deci l-am văzut pe Săpunaru, cum l-a strâns în brațe, cu câtă dragoste, cu câtă coeziune a grupului l-au primit pe Rahmani și cum îl respectă ca fotbaliști. Uite-te la Săpunaru, după al doilea gol al lui Rahmani cu CFR-ul, îl ridică ca pe un trofeu, așa, pe ăsta, pe Rahmani. Adică se vede atmosferă bună în interiorul vestiarului la Săpunaru. L-au simțit că e fotbalist. Să-l îmbrățișeze pe Petrila. Da, exact. Da, a fugit la corner după el, da. Așa este. Așa, uite, și în contradicție cu asta, da, în contradicție cu asta, apropo că vorbesc de Universitatea Craiova și o spun cu mare regret, pentru că eu sunt cu Olteni, da? Când câștigă Craiovele, la mine e sărbătoare. Eu așa sunt, eu sunt cu Olteni. Mai înțeles? Bă, da, mă uit la Universitatea Craiova și ceva se întâmplă în vestiarul ăla și totul pleacă de la jucători. Iar Mihai Rotaru știu că îl doare, știu că iubește unii jucători, știu că îi consideră de mare valoare pe unii fotbaliști cum e Andrei Ivan și cred în ei. Dar eu cred că dacă Craiova vrea să facă ceva anul ăsta, va trebui Rotaru să facă un mare sacrificiu și să-și taie câteva degete. Pentru că îți spun ceva, n-ai cum să construiești cu unul ca Ivan și m-am săturat să-l tot critic. N-am nimic ca Ivane cu tine, nu, pe cuvântul meu. Din contră, eu chiar cred că ești un jucător bun pentru Superliga, da? Nu jucător național, dar pentru Superliga ești un jucător bun. Dar ai o problemă, după părerea mea, cu spiritul tău. Hai să nu zic cu caracterul, că sună urât, nu vreau să jignesc pe nimeni. Acum, ceva nu e ok la tine în interior, pentru că nu poți. Deci fii atent. Deci nu poți, da? Deci nu poți să spui lucrurile astea, să-ți mai înțelegi, deci nu poți să transmiți prin intermediul unui videoclip, da, următorul mesaj ieri sau când l-a transmis. Eu mi-am ales calea, iar tu ai ales să fii eroul. Și vor râde de... Deci eu mi-am ales calea, iar tu ai ales să fii eroul. Tu da? Cine? Iar tu ai ales să fii eroul. Și vor râde de tine o vreme oamenii din acest oraș. Dar un singur lucru pe care îl adoră mai mult decât un erou este să-l vadă pe acesta cum greșește, cum cade, cum încearcă murind. În ciuda tot ceea ce ai făcut pentru ei, în final te vor urâ. Ăsta este finalul mesajului apoteotic. Bă, nu te supăra, încep să-mi pun întrebări. Dar cine a scris asta? E Andrei Ivan. Asta e fișe de internare. Cum? Asta e fișe de internare. Deci, băiatule, să mă ierte Dumnezeu, pe cuvântul meu de onoare, chiar că ar trebui, eu cred că băieții de la Craiova ar trebui să-ți facă un test de IQ. Ori te uiți la prea multe filme, da, că astea-s discursul din Gotham, da? Vezi că și eu la filme vă bat pe toți. Gotham, Batman, astea-s discursurile eroilor, da? Că și Batman, știți povestea, era erou proscris.
Înțelegi? Deci fii atent, bă, Roberte, cum termină Andrei Ivan. Bă, sunteți nebuni? Bă, Mihai Rotaru, bă, știi bine, deci eu încă îl respect. Este unul dintre oamenii care a făcut lucruri senzaționale pentru fotbalul românesc, Rotaru, și și-a băgat banii de la el din buzunar. Tot respectul meu. Bă, dar tu nu poți să mergi mai departe cu unul ca Ivan. Mai înțeles? Trebuie în iarnă să-i spui, pa, Ivan, îmi tai trei degete sau o mână pentru sănătatea corpului. Lasă-mă, te rog, să termin. Pentru a termina, pentru ca corpul să meargă mai departe, corpul să fie sănătos. Bă, da, Ivan trebuie tăiat. E fotbalist. Eu nu spun că nu e pierdere ca fotbalist. Dar câteodată trebuie să faci niște sacrificii maxime sau trebuie să recurgi la niște măsuri extreme ca să ajungi pe mal, întreg, ca să zic așa, sau sănătos, sau să-ți atingi obiectivele. Cum să stai, mă, în vestiar? Să ai în vestiar un lider ca Ivan, dacă el e lider, da? Așa? Care să-și termine postarea în felul următor. În ciuda tot ce ai făcut pentru ei, în final te vor urâ. Bă, sunteți nebuni. Bă, Roberte. Câte a câștigat Ivan cu Craiova de erou acolo? E erou în mintea lui că Rotaru a renunțat la 1,5 milioane de euro să-l ia pe Ivan. Nu, l-a cumpărat cu suma asta. Problema și la Craiova și nu numai la Craiova, la mult mai multe echipe din Superliga. Problema oamenilor care încearcă să facă bine echipelor, în speță domnul Rotaru și alți investitori precum dânsul, sunt sentimentali, Horia. Leagă niște relații cu anumiti jucători, renunță la o mare parte de bani, să simt obligații în momentul când îi vând și clubul încasează niște sume importante de bani pe ei, se simt obligați să-i aducă înapoi. Robert, doar atât vreau să spun. Eu înțeleg la Mihai Rotaru și aspectul practic. Eu înțeleg că Mihai Rotaru îl susține pe Andrei Ivan pentru că vrea să ia niște bani pe el, să nu fie țeapă. Ascultă-mă, te rog, să nu fie țeapă până la capăt, pentru că a cheltuit o grămadă de bani și a primit 10% de la Ivan pentru banii, de la eroul Ivan, îmi cer scuze, de acum încolo o să-i spun eroul Andrei Ivan. Ăsta va fi pentru mine, așa o să. Când va marca, am scris eroul Andrei Ivan. Probabil că așteaptă și o medalie de la Iohannis Andrei Ivan pentru meciurile de 2 lei pe care le-a făcut cel puțin în ultimul an, culminând cu faimosul penalti în care și-a dat cu stângul dreptul, da? Dar ok, o lăsăm pe asta la o parte. Eu înțeleg și aspectul practic, înțeleg aspectul de business, înțeleg pe Rotaru că în continuare îl susține pe Ivan, care a marcat totuși niște goluri, vrea să ia niște bani pe el, nu poate să fie daună totală. Știi cum e, ca patron nu poți să ai daună, eu înțeleg. Bă, da, Robert, trebuie să te gândești bine dacă mai ții un jucător cu acest discurs în vestiar. Băi, eu mi-aș tăia o mână. Dacă Ivan, eroul Ivan înseamnă o mână, eu mi-aș tăia-o. Cu orice risc. Aduce alt jucător, nu există doar Ivan. Dar trebuie să schimbi atmosfera din vestiarul Universității Craiova. Nu poți să ai atmosferă cu Andrei Ivan și cu acest tip de discursuri în care omul pare în altă lume. Ivan pare în altă lume. Nu pare în realitatea fotbalistică a acelei echipe. Nu pare conectat la Real. Zici că omul e în altă lume. Știi ce e mai grav? Că nici nu conștientizează. Nu conștientizează. El zice că toată lumea are ceva cu el. Da, bun. Andrei Ivan, ăsta de care se vorbește cu Batman și cu ce spui tu, a fost creat... Eroul, Andrei Ivan, eroul din Bănie. Din Gotham. Vivi, Florine, Robert, Andrei Ivan a fost creat, este sculptura, Rotaru a fost un fel de Fidias, așa, l-a sculptat în felul ăsta pe Andrei Ivan, prin Miconos, prin Nășii, prin tolerându-i o grămadă de chestii, prin răspunzându-i la telefon în miez de noapte, prin mesajul de la 2:30 noaptea, deci... Băi, oameni buni, hai mă să nu mai dăm în alții. Hai să vorbim de Ivan, că Ivan l-a sculptat Rotaru. I-a permis Rotaru a pus mesajul ăsta, l-a pus Rotaru. Nu, dar dacă Ivan... Mai gândești și cu mintea ta, Maline. Dar dacă Ivan nu era cocoloșit în felul ăsta și nu i se permitau atâtea, nu se ajunge aici. Ivan e cocoloșit pentru că Rotaru a crezut că e un jucător și de mare valoare. Scuză-mă, Mitriță și merită cocoloșit, chiar joacă Mitriță. Ivan a crezut probabil că e un jucător pe care o să ia 3, 4, 5 milioane într-o zi. În general, cei care au crescut acolo și sunt olteni, sunt cocoloșiți. Ivan nu e oltean, e de la Dâmbovița. De la Mureș. Mare parte a plecării lui Neagoe se datorează acelui mesaj din noapte către patron,
Ce rău îmi pare mie că a ratat penaltiul cu Steaua. La două jumătate. Deci, nu e normal când tu ai un antrenor. Dar de ce dai mesajul ăla? Tu crezi că rotarul crede că ție îți pare bine că ai ratat penaltii? Normal. Îți exprimi, cum să spun eu, așa, neliniștile nocturne? Adică să vadă. Tu dai acel mesaj lui rotarul, Andrei Ivan, la 3 noaptea. Da, să vadă rotarul, șaful. Că ia, cât, uite, bă, cât corazon pui tu și că tu, da, te perpelești în așternut. Robert, și că nu cumva ești corect, la vreun aici, corect, ai dreptate. Robert, și treci peste antrenor. Robert, te rog, spune-ți părerea despre mesajul lui Ivan, pentru că în vreo 5 minute o să intrăm în direct cu Dragoș Iancu. Da. Avem un direct interesant cu Dragoș Iancu, fotbalistul accidentar, care a acceptat să stea de vorbă cu noi chiar de la Monța, de acolo. Te rog. Doamne, ajută să fie doar 3 luni, așa cum spune și doctorul Dinuc și cum își dorește și băiatul, și în sănătoșire gravnică îi dorim. Altceva, eu îți înțeleg și ție supărarea, tu o vezi și jurnalistic, ești craiovean, țin cu ambele craiove. Nu sunt craiovean, n-am nicio treabă. De mine zice. A, de Alina, nu de mine, da, te rog. Este o frustrare foarte mare din partea lui Ivan, pentru că el își simte șubrezită poziția în vestiar și poziția de lider. În momentul când apare Mitriță vine și primele etape joacă foarte bine. Din preferatul patronului, Mitriță vine și îl detronează din poziția asta pe Ivan și îți dai seama că se acumulează lucruri. Este mutat în dreapta, nu dă randament, este trecut pe banca de rezerve, când intră... Nici acolo nu dă randament. Mai cu nimic soarta jocului. Și atunci... Hai că toți suntem pe subiectul ăsta. Bă, vine Mitriță la Crava, semnează între sezoane, deci mai rog vreo 2-3 săptămâni. Bă, tu-l prezinți în piața prefecturii ca pe ăla care a făcut aselenizarea, chem suporterii pe acolo. Lasă, Aline, că tu ești cu Mititelu, știe toată lumea. Tu de-aia dai rotarul. N-are nicio legătură. Da, exact. Aline, păi tu ai spus cu rău cel mai mic. Păi ce e asta? Nu. Bun. Ascultă-mă ce spun. Tu știi foarte bine că tu știi afinitatea ta, care e clară. Bun, se prezintă un jucător într-o piață publică. Să clarificăm lucrurile. Nu avem ce să clarificăm, că sunt clare. Păi da, că ești cu Mititelu. Nu, cu cine vede fotbalul eu, așa mă cum trebuie. Eu sunt cu amândoi. Băi, eu sunt cu fotbalul din Craiova. Bravo, eu vreau să meargă bine fotbalul din Craiova. Indiferent cine e patron, respect investiția privată. Bă, Roberte, ascultă-mă puțin. Dar, bă, omul zici că trăiește în filme, mă, ăsta Ivan. Deci, Horia, el fiind foarte frustrat, el a rămas cu impresia... Pleacă, bă, dacă ești frustrat! Pleacă! El a rămas cu impresia lui Ivan ăla, care era vândut, care decidea jocuri și era chemat pe la echipa națională. Unde a vorbit la telefon și l-a enervat pe Edi de nu-l mai cheamă de 2 ani. Când era 3-0 pentru ăia, el se hlizea la telefon. Bun, Alin, te rog, ca să termine Robert, că ți-am zis, trebuie să mergem la Dragoș. Zi. Eu îmi doresc ca mai multe echipe, și aici iar o să mă contrazic cu Mititelu din partea ta stângă. Extraordinar! Ei sunt foarte bine organizați ca marketing acolo. Ca excepțional, excepțional, cel mai bine organizat. Aline, te rog, trebuie să mergem în Dragoș, te rog. Aline putea să-l prezinte, să-l ducă la Târgu Jiu și să-l prezinte pe coloana infinitului. Așa se întâmplă și în străinătate. Nu asta e problema, cum a fost prezentat Mitriță. Că și cu Mitriță s-au făcut niște sacrificii financiare din partea patronului, cum s-a făcut și cu Ivan. Problema este că acolo, la nivelul vestiarului și plecând de la patronat până la antrenor, ei nu găsesc soluția din jucători cu nume, foarte bine cotați individual, să facă o echipă. Și ei să mulțumesc că, domne, ne-am bătut până cu 2 etape înainte, am jucat cu trofeul pe masă cu 5 etape înainte, mamă, dacă băteam meciul ăla, jucam un meci decisiv. Și atunci lucrurile astea normal că afectează și grupul. Dar discursul ăsta lui Ivan ție cum ți se pare, Robert? Postarea asta... Mi se pare mult, mult prea mult pentru ceea ce oferă Ivan în momentul de față ca fotbalist. Adică eroul va fi, indiferent ce am făcut pentru voi, eroul va fi urât. Nu te urăște, măi.
Caterinca va fi, cât e atmosfera de proastă în vestiarul Craiovei, că nu poate să bată o echipă mediocră de divizia B. Tu îți dai seama că toți ăștia acum din erou nu o să-l scoată? Ce, Caterin, hai, eroule, ai venit când mai dă și el cu un șut la antrenament. Bravo, eroul nostru, ne-ai scos, mergem cu tine la luptă. Nu, dar încă o dată, băieții ăștia nu înțeleg, nu-i urăște nimeni. Cum să urâm noi vreodată fotbaliștii? Când fără ei, practic, noi n-am existat. Eu iubesc pe toți, îi ador pe toți fotbaliștii. Mai buni, mai foarte buni, mai normali. Vezi, nici măcar nu zic mai slabi. Nu zic mai slab, mai normal. Cum să urâm noi pe cineva? Păi ce dă? În primul rând că nu e în filozofia mea sau altora să urâm. Cum să urăști? Adică cum să urăști, cum să urăști un fotbalist? Cum să urăști un fotbalist care ca Ivan, care de-a lungul carierei a dat o grămadă de goluri superbe și a oferit multe momente de fotbal. Bă, dar tu îți dai seama cum sunt alimentați și cum e alimentat acest Ivan de anturajul lui și de oamenii din jur și chiar poate și de vestiar? Ăia, bă, nenorocit, nu mă, n-avem nicio treabă, dă tu trei goluri din foarfecă și îți promit că fac emisiune dedicată ție, va fi emisiune dedicată lui Dacă Ivan. Sorin Cârțu care l-a debutat pe Sorin Ivan Sorin Cârțu l-a debutat pe Ivan și îl critică, da. Cum să te gândești că te urăști de cineva? Bă, Ivane, nu te urâm, te iubim că ești fotbalist, una e una, alta e alta, spune-mi doar ce vedem, atât. Corect, ei trebuie să înțeleagă, ei sunt actorii principali. Ei au responsabilitatea rezultatelor, dar trebuie să fie mai atenți cu nuanțele astea, cu comunicarea asta. Că eu sunt sigur, uite, eu am pățit, eu n-am fost la nivelul lui Ivan. Eu am fost un fotbalist modest, poate, sau util. Ești modest, Robert, ești modest. Și acum ești modest. Că ai rămas în istorie cu Dinamo Foresta. Dar văd că în spatele tău, în spatele tău văd că ai poze multe cu Rapid. Ai mai multe poze decât meciul la Rapid. Una caldă, una rece. Da.